Îmi povesteai de Nero că te ține minte că i-ai luat mâncarea de când era el mic. Da. Ce făceai? Cum adică? Îl păcăleai, îl luai și alergai cu ea? Cum? Stai seama că eu fiind micuță, pentru mine era distractiv, dar nu și pentru el. Că iată, îl luai toată mâncarea sau un pic așa? Nu, îl păcăleam, efectiv. Aveam mâncarea, mă făceam uite, că dau, și ție nu-ți dau, da. Așa exact. Urât. Și cățelul mă țin minte. Păi creșin. Dar eu nu o făceam cu rea voință, eram copil și îți dai seama că nu realizam. Și i-am tot făcut așa o perioadă bună de timp și la un moment dat, ultima dată când am vrut să-i fac, a sărit la mine. Și de atunci am rămas cu teama asta. De multe ori avem tendința să-i luăm din față mâncarea câinelui după ce i-am dat-o, considerând că poate i-am dat prea mult. Nu mai faceți acest lucru. Un alt gest pe care oamenii nu trebuie să-l facă în relația cu proprii câini este să-și tot bage mâna la castronul lor. Să le ia mâncarea din față. În lumea lor, cât este el de șef, liderul haitei, dacă deține o resursă, nu se apropie nimeni și ba chiar îi sancționează pe ceilalți dacă au îndrăzneala de a se apropia. La un moment dat, liderul acesta care deține resursele pleacă. Este semnalul că ceilalți pot veni și le pot accesa. În momentul în care ei dețin aceste resurse, nici măcar ăsta, șeful șefilor, cel mai tare din parcare, nu se mai întoarce să se bage la ceea ce ei deja au în posesie. Ok? Deci nu merg pe premisa cum merg oamenii. Păi am mai verificat un pic, mi-am băgat mâna pe acolo prin castron ca să văd dacă. La ei, în lumea lor, nu există cu să văd dacă. M-am răzgândit, mă întorc să văd ce fac subalternii ăștia, dacă mă mai acceptă înapoi. Și pentru asta, acei subalternii sunt recunoscători. Pentru că el nu este imprevizibil. Și în lumea noastră, ei de la noi au aceeași pretenție. Bă, ok, cât o ai în mână, eu fac, șez, fac culcat, stau sluj, fac ce vrei tu, mă rostogolesc. Ok, nu sar să-ți iau mâncarea din mână. Dar în momentul în care mi-ai oferit-o, gata. Adică nu vreau să mănânc cu starea de incertitudine că oricând poți să-mi iau ei ceva. Perfect, perfect adevărat. Mai bine educăm oamenii să renunțe la gesturile acestea care au legătură cu logica lor umană. O logică învățată în ani de zile de educație și de interacțiune cu alți oameni, nu cu câini, da? Logică conform căreia îi spune, păi bag mâna acolo și se obișnuiește el că nu-i fac nimic. Dar pentru câine poate să fie un prilej de stres, de tensiune, care crește cu fiecare gest pe care îl faci. Și mai mult îți strici câinele și îi strici echilibrul decât să îl înveți ceea ce în mintea ta crezi că îl poți învăța, așa că mai bine ei da castronul, lasă-l să-l termine, apoi iei castronul și îl pui în dulap și ai rezolvat cazul. Dacă vrei să bagi mâna la castron, să iei, este un exercițiu în sine asta. Exercițiu de dresaj cu etape, de la simplu la complex, în care înveți câinele că atunci când te apropii de castron, el se retrage, se pune în șezi și se uită la tine. Și îi dai castronul înapoi sau îi dai ceva în schimb, pentru el e întotdeauna un schimb avantajos. Și este un comportament învățat de a se retrage și de a te privi cu dezinvoltură, chiar dacă te duci și îl deposedezi de castronul respectiv. Da. Instinctiv, natural, el ar vrea să rămână în posesia acelor resurse. Comanda el în mine și e totul natural.